Good evening, bună seara. Avem o problemă de limbă. Înțeleg că unii nu înțeleg românește, unii nu înțeleg engleză sau invers, cum, în ce limbă facem treaba asta? În românește sau în engleză? Slide-urile sunt în engleză și eu aveam de gând inițial să explic în românește, ca să fie o chestie cooperativă, dar dacă, la Liviu mă refer, dacă nu înțelegi românește chiar deloc, pot să vorbesc în engleză și după aia traducem în românește sau facem cumva... Oh. Ok, deci mă înțelegeți amândoi dacă vorbesc în românește. Bun. Bine, ați venit. Ideea ar fi să ne întâlnim în fiecare vineri la ora 7 seara aici să învățăm despre cum se face meșteșugul ăsta cu media. Prima prezentare care e acum pe ecran sunt numai chestii administrative. O să vă explic efectiv cum am de gând să conduc treaba asta. Chestia tehnică începe după aia. Nu știu dacă vom apuca să intrăm în chestia tehnică în seara asta sau nu, dar măcar să stabilim niște reguli de comun acord. Eu sunt Radu. Și o să încerc să vă țin minte numele și vouă. Acum știu că e vorba de Liviu și de Nelu, dar dacă erați 10, îmi ia mult timp până țin minte și numele omului. Avem doar o oră din care eu nu știu să mănânc în seara asta, nu știu, un sfert de oră, 20 și să, mă rog, să o folosim spre binele nostru. Dar spre vinerea viitoare să bat traficul și să fiu aici la 7 punct ca să putem folosi toată ora. Și tot așa, ideea în care ar fi fost mai mult decât doi oameni, avem nevoie de un voluntar la cameră și un voluntar ca să țină cronometrul, să spună când se face jumate și când fix, ca să-mi organizez prezentarea după timp și ca să vă faceți și voi obișnuință, unul, de a pune mâna pe echipa, mi se zice că nu mușcă, și doi, de a merge cu timpul, pentru că la media mereu e vorba de să fii gata la timp, să termini la timp, să știi când se schimbă un om cu altul, deci v-ar fi antrenat pentru chestia cu cadența. Acum s-a oferit Bogdan voluntar să ia la cameră. Așa, și întrucât orele sunt deja avansate și o să facă și jumate, 5 minute, și 25, deci, perfect, eu aveam un voluntar, deci tu ești cu timpul. La și jumate în fasem. Și iarăși ideea, dacă eram mai mulți, era ideea să facă fiecare cam 5 minute la cameră, adică v-ați fi rotit, ca să nici nu obosească la care stă în picioare la cameră și nici să nu fie geloși restul că, bă, la pune mâna pe butoane și eu nu. Cum în seara asta suntem așa de mulți, că lecție particulară, putem sări peste chestia asta. Next slide, please. Așa, în seara asta o să discutăm de cine suntem, ce facem, de ce ne aflăm aici, de ce v-am deranjat pe toți cu o oră mai devreme decât trebuia să veniți vinerea. Și după avem câteva detalii vis-a-vis de cum se va întâmpla treaba asta cu învățatul, care ar fi, cum ar veni regulile clasei sau... și a fost lumina. Next slide, please. Așa, cine suntem noi ăștia, echipa media? Next slide, please. Noi suntem o echipă. Chestii care poate suna așa foarte clișeu, foarte, foarte banal, dar sunt niște chestii care fac o echipă să fie echipă, nu doar cu numere. Și acestea sunt încrederea unul între altul, respectul reciproc și comunicarea. Iarăși, sună foarte americanește, foarte, foarte fals. Ideea cu încredere este că trebuie să știm unii de alții, fiecare ce știe și fiecare ce face, astfel încât atunci când ne locuim sau când avem nevoie unul de ajutorul celuilalt, să știm că pot să-l rog pe ăla să mă ajute să pună un fir, și sigur o să-l pună bine, nu trebuie să verific ce a făcut. Că dacă trebuie să verific ce a făcut, pierd practic timpul de două ori. Deci trebuie să știm, să ne cunoaștem unii pe alții, măcar în domeniul media, dacă nu și personal. Chestia cu respectul, iarăși, trebuie să avem respectul unul față de alții, pentru că dacă avem 7 oameni în echipă și am eu așa o idee că eu sunt mai tare decât restul și ea doi sunt chiar proști, nu o să-i rog pe aia niciodată să mă ajute și se va crea, chestia asta se amplifică de punct de vedere social și vor începe din ce în ce mai mulți din echipă să creadă că ea doi sunt proști. Și trebuie să evităm treaba asta. Dacă cineva greșește și greșește rău, ideea este de a învăța pe omul la cum să facă bine. Și dacă, mă rog, e o chestie așa de mare că trebuie, cum ar veni să ținem o întâlnire, să discutăm de ce a fost rău sau de ce n-a ieșit bine, trebuie să discutăm ce n-a ieșit bine, nu că omul ăla a apăsat al buton sau că a călcat pe fir, exact, că firul era în drum și trebuie rezolvat firul, nu omul. Deci mereu vom încerca să ne orientăm pe nu știu, pe procedură, pe faptă, pe gest, nu pe cine a făcut-o. Nu suntem la arăta cu degetul și la căuta vinovați aici. Și comunicare, care e probabil cea mai importantă chestie din treaba aia, trebuie să facem cumva, să găsim fie în română, fie în engleză, fie în chineză, fie prin semne, trebuie să găsim o metodă prin care să ne înțelegem ca piloții de avion. Deci când are nevoie unul de un fir sau când are nevoie, nu știu, să mute Bogdan camera mai încolo, avem o formă de comunicare, îi spui mesajul și să fii sigur, să poți avea încredere că l-a înțeles exact ce ai vrut tu de la el și că se întâmplă treaba aia. Dacă nu ne înțelegem, cum a fost chestia cu filmul de la YouTube, mă tot chinuiam să exprim lui Liviu care cablu și nici eu nu pare nu vorbeam în engleză prea bine, nici nu se auzea că Liviu era dincolo de trei oameni și deci treaba n-a mers, trebuie să meargă chestia comunicarea, cum spuneam, one way or another, trebuie să găsim o cale să putem comunica foarte eficient între noi, că așa ne facem echipă și așa putem să fim ca un tot unitar. Întrebări? Până aici, nelămuriri. Next slide, please. Ce facem noi ăștia de la media? Ne ocupăm de media.
Care, mă rog, deși aia este engleză, engleza a împrumutat foarte multe cuvinte din latină și media este forma plurală de la medium. Un medium, adică medium în limba română, medium în latinește, este un ceva prin care se întâmplă altceva. Și poate ați auzit la, nu știu, la școală, mulțumesc frumos, de mass media, care sunt ziarele și blogurile. Și de ce se numește mass media? Pentru că este un mediu care ajunge la tot poporul. Ca atare, dacă publici ceva într-un ziar, sau pe blog, sau pe Facebook, află foarte multă lume. De aia se numește mass media, un mediu de masă. Și mediile cu care ne vom ocupa noi, audio, video și print, care sunt tipărituri. Nu știu dacă știți, încă nu știu dacă erați, sâmbătă trecută când a anunțat Dan, o să începem să avem program și pe site și pe hârtie al bisericii. Ăla este tot o chestie făcută de echipa media. Deci vom face cum ar fi redactare. Nu știu dacă există vreodată în plan ca biserica să aibă o revistă sau ceva de genul ăsta, dar dacă ar fi, cam tot pe noi pică distracția. Și audio, știți că asta a avut biserica mai întâi. Mai întâi au fost microfoane și boxe și de ceva timp avem și cameră, inclusiv camera care înregistrează local și în viitor apropiat când o să facem streaming, aia tot la video intră, noi ne ocupăm. Deci dacă se aude sau dacă se vede sau dacă este iscăliți, cam la noi pică. Indiferent că suntem puși să o facem noi de la 0 la 100% sau că ni se cere sfatul și noi spunem, uite, du-te la tipanița aia și ăla este un foarte bun desenator și vorbește cu ei să facă cartea, dar pe la noi va trece chestia. Next slide, please. De asemenea, noi facem producție, care și în românește și în engleză e un termen care a fost folosit și răsfolosit de nu mai are niciun fel de înțeles, nu mai e voia care se ocupă, nu are niciun fel de treabă. Producția în contextul media înseamnă toate activitățile colaterale care fac un eveniment să se întâmple. Deci dacă ne gândim la predică, da, Bogdan, să spunem, filmează și microfonul e acolo și se presupune că este Liviu la butoane, aia e partea de video și partea de audio. Dar toate chestiile dintre, cum ar veni să vină cineva să-i dea drumul la mixerul lui Liviu dimineață și să vină cineva să pună firul și, nu știu, Dan să aibă cravata dreaptă și să-i se pună microfon, toate chestiile alea țin de producție. Deci toate chestiile, tot liantul, tot lipiciul care face ca să nu fie doar un om cu microfonul și nu cu camera, să nu vorbească între ei și trebuie să fie un eveniment și trebuie să recurgă așa aliniat de la cap la coadă, toată treaba este producție. If you can click, și anume, mixing and editing, adică mixaj și montaj, cuvintele alea două înseamnă absolut același lucru, diferența este vis-a-vis de axa timpului. Deci dacă se întâmplă acțiunea de a trece de la o sursă la alta în timp ce se întâmplă evenimentul, cum face Liviu cu butoanele de la sunet, aia e mixaj. Dacă se întâmplă după, cum am făcut eu sau Bogdan acasă când am mixat imaginea de la o cameră și de la alta și am făcut sunetul mai bun, aia este montaj. Editing în engleză, montaj în limba română. Dar ca și acțiune, tot aia depinde numai când o faci. Evident, când o faci în timpul evenimentului, e tremur, e mai complicat, că trebuie să nu dai greș. Pe când acasă, poți să dai undo la calculator, să e mai relaxat. Props and collateral, props în românește sunt recuzită. Deci dacă vă aduceți aminte de la teatru, când e scena din Hamlet, când vorbește la cu craniu, craniu este o bucată de recuzită, props în engleză. În cazul de față, podiumul ar fi props. Să aibă vorbitorul foi cu cuvântarea, aia sunt props. Ceea ce a fost din spate, props. Deci chestii de genul ăsta, fie că le vom face noi, fie că vom recomanda noi, băi, să fie albastru, să fie mai galben, tot așa trec pe la echipa media. Collateral, care, nu știu, materiale sau publicitate sau ceva de genul ăsta ar fi limba română, sunt toate chestiile care nu fac parte din evenimentul în sine, dar fie vestesc evenimentul, fie ajută desfășurarea evenimentului. De exemplu, programul bisericii ar fi colateral, cel de hârtie. Dacă, nu știu, dacă avem vreodată, vine o formație și cântă ceva frumos și după aia cineva din public spune, dar știi, am vrea și noi înregistrări cu ce a cântat formația, că a fost foarte frumos. Și dacă ne apucăm să facem acele CD-uri, ăla ar fi colateral de la un eveniment. Deci cu aia ne ocupăm noi. Și în fine, înregistrare și emisie sau transmisiuni. Deci dacă un eveniment, pe lângă faptul că noi ajutăm oamenii care organizează aici un eveniment să aibă sunet, să fie totul frumos, dacă pe lângă chestia asta îl mai și înregistrăm, pentru pus pe YouTube sau numai pentru arhiva noastră, aia e înregistrare, iar dacă îl dăm live, dacă rezolvăm treaba cu streamingul, aia o să fie broadcasting. Iarăși, ele pot fi audio și video sau numai audio și sunt, mă rog, au diverse grade de complexitate în funcție de ce vrei să faci. Adică poți să fii, cum să zic, poți să iei sunetul care e în camera asta și să-l pui ca pe un radio pe internet și atunci e foarte simplu decât îl las să meargă. Sau poți să faci o configurație în care ca la televiziune ai vreo 2-3 camere și trebuie să muți de la o cameră la alta, să ai grijă să fie sunetul bun și mereu apeși pe butoane și atunci e complicat. Dar amândouă intră la domeniul de broadcasting. Întrebări până aici. Bun, nu sunteți foarte speriați, ceea ce e bine. Next slide, please. Și de asemenea facem PR. PR sunt inițialele din engleză de la Public Relations, relații cu publicul, în limba română. Și e jumate metaforă acolo. Deci noi spune acolo că noi facem PR la persoana a treia. Deci în mod normal, o persoană care lucrează la un ziar sau care e purtător de cuvânt ar face PR la persoana întâi. Deci el sau ea apare, spune ceva și lumea știe omul ăla că uite ce frumos a vorbit sau ce urât a vorbit sau ce s-a întâmplat. Noi o să facem PR la persoana a treia pentru că
lumea o să ne vorbească de bine sau de rău prin acțiunile noastre. Deci nu venim și spunem, noi suntem cei mai tari. Noi facem una alta, lumea constată, spune, băi, ce tare sunt ăia de la media. Could you please click? Deci, două sunt, așa. Deci o să facem PR la persoana a treia, asistându-i, ajutându-i pe oamenii care urmează să vorbească sau să cânte sau să facă chestii aici. Da, cum s-a văzut că oamenii parcă sunt mai fericiți că nu trebuie să-și mute singur microfonul și că microfonul merge din prima și deci asta o să facem puncte dacă facem treaba asta și de asemenea pentru consultanți. O să fie multe cazuri când oamenii au niște idei artistice sau de eveniment și o să vină la noi să ne întrebe, uite, cum s-ar face chestia aia? Sau nouă de obicei ne merge, că avem un om care citește predica și după aia avem corul care cântă și asta e tot. Dar mâine avem invitați speciali, vine o formație mare cu chitară, cu baterie, cu acordeon, cu sunt 10 oameni și avem decât un microfon. Ce se întâmplă? Și deci treburile astea vor trece pe la noi și în funcție de felul în care răspundem și de cum tratăm persoana și cât de impresionați rămân ei de ce le-am răspuns noi, aia vor fi puncte împotriva sau pentru noi. Deci ideea ar fi să încercăm să ne purtăm frumos cu ceilalți, ca ceilalți să ne considere cumva aliaților, să nu ne considere ca paparații care abia așteaptă să facă poze, să-i sperie. Deci trebuie să avem o relație bună cu oamenii și e o chestie foarte sensibilă și ciudată că din punct de vedere tehnic we run the show, că punem cablul și facem toate chestiile astea, din punct de vedere ierarhic, noi îi ajutăm pe oamenii aia, deci we serve them. Și trebuie cumva, mai ales când vii față în față cu omul și vine și să-i pui microfonul de ureche sau să vorbești cu el, trebuie să te porți ca și cum ai fi sub el, deși tu știi că ești cumva din punct de vedere tehnic peste el. Deci o să învățăm cum se face chestia asta, dar e o chestie delicată, dar are potențialul să ne aducă foarte multă laudă și oamenii să ne placă foarte mult dacă o facem bine. Întrebări până aici. Sigur? Bun, o să fiu aici toată seara, deci dacă vă aduceți aminte după aia întrebări, puteți să puneți. Așa, și de ce suntem aici în seara asta? Ca să învățăm cum să faci chestia asta. Și tot așa, acolo era o mică metaforă în engleză, că presupun că dacă sunteți aici în sală, nu sunteți că v-a legat cineva de scaun sau că v-au trimis părinții, aveți un de ce. Probabil că fie v-a plăcut treaba cu media, fie v-a plăcut treaba cu media aici la biserică și vei să-i ajutați pe cei din biserică, fie aveți, nu știu, rude, prieteni care fac treaba asta și vi s-a părut interesant, vreți să învățați și voi, fie ați văzut, nu știu, un filme sau la emisiune și mereu ați visat așa că, băi, ce bine ar fi să fiu în spatele camerei să filmez, deci aveți un de ce. Și eu sper la cursul să vă dau cumul și cum și cu de ce ar trebui să fac un sentiment foarte bun în suflet. And if you can please click, sunt trei aici. Deci, satisfacție și încredere în sine, mă gândesc că sunteți mulți care poate n-ați găsit altceva, adică nu că n-ați găsit altceva mai bun de făcut, dar nu știu, la matematică, la școală poate nu merge bine, la pasiunea voastră, la hobby-ul nu merge foarte bine, poate voi să la media și o să aveți un sentiment bun că, băi, nu mă pricep eu la multe, dar când stau la butoane, sunetul e perfect și există măcar ceva care știu să fac și mă simt foarte bine eu ca om că, uite, am găsit un meșteșug pe care știu să-l fac și să mănânc chestia asta. Deci asta este cu încrederea. Satisfacția, iarăși, aveți ocazia să faceți o chestie bine și după aia, chiar dacă nu vă laudă nimeni, să știți voi în sufletul vostru că, băi, am făcut foarte bine. Merit să mai trăiesc o zi, sunt cel mai tare. Am fost la butoane acolo sau am fost la cameră, a ieșit perfect, știi, pot să mă uit în oglindă, că mă duc acasă, nu se sparge oglinda dacă mă uit la ea. După aia, iarăși, acesta este un meșteșug care în alte locuri se face plătit, există, nu știu, liceu și facultate de media, de chestiile astea. Poate unii dintre voi, după ce stați la curs, după ce faceți practică la biserică, o să vă placă așa de mult că vreți să urmați, învățământ și după aia să faceți carieră în domeniul ăsta. Iarăși, nu e obligatoriu, dar poate vă tentează. Și asta puteți obține, combinând cum și cu de ce. Și în fine, gratitude, aprecierea celor, recunoștința, aprecierea celor din jur și respect. Deci ziceam înainte de respectul în echipă, dacă noi o să ne respectăm între noi, lumea o să vadă treaba asta. Dacă noi ne respectăm între noi, lucrurile la media o să meargă bine și o să ne respecte și ceilalți. Și atunci o să fie o situație mult mai fericită decât e acum. Și de asemenea, pentru multă lume, contează să vină cineva la ei să spune, băi, a fost foarte bine, mulțumesc că m-ai ajutat, uite, a ieșit evenimentul foarte bine. Și deci puteți obține și chestia asta făcând media, dacă sunteți genul de persoană pentru care contează să vină lumea să spune, băi, mulțumesc, a fost foarte bine. You can have it. Așa, și acum niște chestii foarte, foarte scurte. Bun, deci când cineva are o slujbă, trebuie să-și o facă bine. Pentru că restul echipei depinde de persoana aia. Bun, ok. Și acum câteva chestii foarte scurte vis-a-vis de cum intenționez să conduc sesiunile astea de training, care, e o propunere, negociem. Dacă e ceva pe lista care vă place, putem schimba. Așa. Interrupt policy. Cum zice acolo, ce trebuie să faci sau cum merge treaba când ai depus o întrebare? Sau când trebuie să faci orice altceva decât să fii atent la cel care vorbește, când, cum se spune acolo, când trebuie să deranjezi clasa. Can you please click?
Deci politica cu întrebările este să ridici mâna ca la școală, dar nu trec cu două dești. Ridică mâna să te văd sau cine vorbește să te vadă, așteaptă să-și termine fraza vorbitorul și vă promit că o să am fraze scurte, nu durează jumătate de oră, după care puneți întrebarea. Can you please click? Da? Deci e foarte important să puneți întrebări. De ce? Pentru că în momentul în care tu te gândești la ceva și ajungi de un loc în care nu știi sau nu e clar și îți vine ideea, băi, ar trebui să întreb treaba asta, că nu e ok, mintea ta e foarte pregătită să primească răspunsul. E ca, știi, ca un puzzle din care lipsește exact ultima piesă. Și dacă mă întrerupe atunci și îți răspund la întrebarea și răspunsul e bun, spui, a, perfect, am înțeles, informația aia se fixează mult mai bine decât dacă aș stai eu și te-aș citi toată povestea din carte. Deci nu ezitați să întrebați dacă e neclar, dacă e neclar tehnic, dacă, nu știu, ați citit pe Wikipedia ceva și eu am spus altceva și se contrazic, dacă vorbesc prea repede și nu înțelegeți, stop me at all times. E foarte, foarte important să puneți întrebări. Vorba lui Einstein, question everything. Deci aia e cea mai prețioasă formă de învățare decât faptul că vă istorisesc eu povești. Și dacă vine vorba de întrerupt ora, fie că trebuie să ieșiți, fie că ați întârziat și trebuie să intrați, fie, deci orice fel de, dacă ar trebui în mod normal să nu stați pe telefon, dar presupunem că vă sună cineva, da? Ar fi o idee foarte bună ca telefonul să fie pe vibrat și să nu fie, dacă o să avem vreodată mese, să nu fie pus pe masă ca să bâzie, să audă toți. L-ai văzut că bâzie, te-ai ridicat și ai ieșit și răspunzi afară. Nu faci cum fac unii de neam prost, că răspund și da, dragă, ce e, bine, mulțumesc și vorbesc jumătate de oră până la ușă. Deci, be the invisible man, sau încercați, da? Deci foarte, foarte mulți oameni, sau mai ales copiii, consideră că, băi, dacă vreau să ies afară, să-mi cer scuze față de profesor că ăla e șeful, sau dacă intru, mă scuzați că am întârziat, să duc în clasă. Voi sunteți mai mulți în clasă decât sunt eu în față. Deci faza cu respectul se aplică la majoritate, da? Ar fi o lipsă de respect față de toți din sală dacă ați întrerupe decât față de mine. Deci dacă aveți de intrat sau de ieșit, do it, fără zgomot, fără nimic. Da. Purtați-vă în așa fel încât să cauzați minimul de deranj, dacă se poate deloc. Asta e. Bun, clar până aici? Contrapropuneri? Ceva? Ai spus că noi trebuie să aranjăm props și să facem aranjare scenică. Deci depinde de la situație la situație. În unele cazuri, da, de exemplu, nu știu, au fost, nu știu, cu cerceaful de pe podium, cu chestia asta. Deci, probabil că nu o să fie ca la teatru, în care aveți de tras de decoruri și chestia, dar vor fi unele cazuri în care e vorba de chestii mici care trebuie să vă ocupați voi. Iarăși, aici este un loc mic și, practic, nu avem o scenă cu instalații. Dar dacă vom merge în altă parte, de exemplu, când era cablul ăsta lipit pe jos, bucata aia de scotch și acțiunea de a o lipi face parte tot din props, ca să nu se împiedice lumea de ele. Dacă o să avem vreodată lumini și vor fi puse ca și cum ar fi o scenă, așa lumini au ca un fel de perdea neagră, ca un fel de culise, să nu se vadă. Dacă se desprinde colțul, acțiunea de a pune la colțul ăla să nu se vadă cablurile și toate alea, e tot la props și la instalație intră. Deci, din când în când s-ar putea să dăm și de chestiile astea. O să vorbim de ele și, nu cred că vom ajunge ca o echipă de teatru să facem numai asta, dar trebuie să știți noțiunea ca să, când vedeți prima oară situația, să nu fiți total speriați de ce se întâmplă. Ok, politica de rotație. If you could please click. Deci, eroismele și situația de genul om-orchestră nu funcționează la infinit. Și aici mă refer la faptul că Bogdan a fost singur la camera ta vreme și după aia eu am fost, nu știu, singur făcând montaj acasă și Nelu înțeleg că a fost singur la butoane ta vreme și Liviu a fost singur la butoane. Deci intenția mea e să nu mai facem treaba asta. De asta era intenția să avem mai mulți oameni în sală, să facem un curs, să instruim cât mai multă lume în bazele celorlalți meșteșug, astfel încât să ne putem fie rota, fie înlocui. Adică dacă eu sau tu sau cine o fi, doamne, mâine nu pot să vin, că sunt în vacanță sau sunt obosit sau am răcit. Să fie 5 alții care pot lua locul acolo la butoane, să nu fie o catastrofă. Știi, dacă nu mai e Radu sau Nelu, gata, s-a terminat. Deci trebuie să facem cumva treaba asta mai ușoară, pentru că nu se poate nici ca număr de ore, nici psihic, nici nu e bine să stea toată echipa călare pe un singur om. Așa, deci toată lumea, avem o problemă iarăși de număr, deci nu suntem 20, suntem 2 în seara asta, sperăm să fie 10, deci o să sper pentru vina viitoare să fie 30, poate să adun 15. Suntem încă puțini ca să ne putem diferenția pe arte și pe roluri, adică să avem, știi, 2 oameni numai de cameră și 3 numai de sunet. Așa că la început o să învețe toată lumea aceleași chestii, o să facem practică cu aceleași chestii și vom ajunge toți buni în bazele media, astfel încât să putem sta oricare dintre noi la oricare rol, de la eveniment la altul. Când o să ajungem în jur de, zic eu, 10 oameni care chiar există și chiar apar la training de fiecare dată și știm că ne putem baza pe aici, ne cunoaștem și ne respectăm și comunicăm bine, când o să ajungem în jur de 10, atunci ne vom putea pune problema, știi, vom putea pune întrebarea, băi, acum ați învățat toți bazele, ce v-a plăcut mai mult? Și atunci unul o să spună, mie îmi place la cabluri.
știu că e o chestie foarte simplă, dar mi-a plăcut să pun cablurile să le fie drepte, să fie aranjate și atunci omul ăla se poate perfecționa în treaba aia. Altul o să spună, eu vreau la cameră, că îmi place să fac poze, am artă în mine. Perfect. Și pe omul ăla puteți specializa pe cameră, dar la început, ca în comunism, toată lumea face de toate. Asta o să fie chestia. If you could please click. Și tot așa, venea, apropo de 8 dimineața în fiecare zi, să faci un lucru bun sau să faci o felie de bine contează mai mult decât să faci mult. Sau cum se spune în românește, foarte bine le dușmanul binelui. Deci, vis-a-vis de venitul la ora 9, dacă ești parte din echipa media, nu înseamnă că trebuie musai și neapărat să apară la toate trainingurile, ar fi recomandabil, dar nu e neapărat, de-aia înregistrăm și o să le punem pe YouTube ca să le poți urmări acasă. Tot așa, dacă faci parte din echipa media și ai apărut la un training, nu înseamnă că de acum gata, toată ziua de sâmbătă și toate serile de vineri sunt ocupate, să apar la 8 dimineața, pleci la 8 seara, să strângi cabluri și să așa. De-aia vom face o rotație și de-aia în general vom încerca să facem, poate cum ați văzut în filme, că se adună echipa de basket sau de fotbal american și fac strategia și pe aia se duc să joace. Deci în preziua evenimentului vom discuta pe mail sau la telefon sau cum e vineri spre sâmbătă, vom discuta aici. Cine vine dimineața, cine vine la prânz și cum ne împărțim pe rol. Nu este o dată, nu e servicii, deci nu v-am legat de picior, gata, veniți aici. Toată ideea este să ne organizăm și să obținem o formulă care merge. Adică dacă ne-am întâlnit vineri seara și am discutat și am stabilit, băi, eu vin dimineața și tu vii de la 11 și faci ceva, voi vă așteptați ca eu să apar dimineață și noi ne așteptăm ca tu să apar la prânz. Dar o să fie de comun acord, deci nu e cu băta. Și de asemenea, cum scrie acolo, poți să lași, lasă-l, e ok, lasă-l. Cum scrie acolo, e foarte important, știi, când intri în echipa media ca rol, să faci bine ceea ce faci. Nu contează că a fost jumătate de oră sau 3 ore, da? Deci dacă apari în timpul predicii, la jumatea predicii apari și te pui unde s-a închis acolo, apari în ușă, știi, când ai călcat pragul și intri în sală, ești parte în echipa media. Și te uiți în jur, ce lipsește, ce e, de obicei o să fie câte un lider care are grijă de echipa media pe eveniment și te uiți la ăla. Dacă ăla se face să vină un coatre, pus microfonul știu unde, dacă poți să duci să faci treaba aia 30 secunde, să-l iei, să-l pui și să faci bine tehnic treaba aia, e mult mai bine decât să veni de dimineață să stai așa, să stai să sprijini peretele, să te uiți la ce fac ceilalți. Deci accentul foarte mare e pe, și faceți-vă meseria cum ar veni bine, decât faceți o normă de 8 ore. N-am nevoie de norme de 8 ore. Deci, cum spuneai tu, dacă poți să apari, nu știu, 20 de minute odată, să ajuți odată, ai mai valoros decât dacă te pune la contract și ai apărea în fiecare sâmbătă dimineață până seara. Întrebări? Până aici. Obiecții? Reclamați? Așa, și multă practică. Deci, chestiile pe care o să le învățăm aici, prin natura lor, sunt practice. Deci, poți să, adică, în mod normal, istoria merge în felul următor. Te învață ea la școală matematică și după aia te învață fizică și după aia poate ajungi la un liceu de media și te învață ea teoria teoriei sunetului și a imaginii și stuff și poate ajungi prin anul 2-3 să pui tu mâna pe cameră. Și până atunci, fie te-ai plictisit, fie nu-ți mai trebuie, când chiar îți te pune ăla să faci practică la mixer, să ajungi, it's enough. Așa că o să facem, cum spune, mă rog, o zicală engleză, că un tunel se sapă mai repede dacă începi din ambele părți ale continentului și o să amestecăm teoria cu practica. Dorința mea este ca în fiecare vineri să avem cam jumătate de oră vorbim cu slide-urile și jumătate de oră puneți mâna pe butoane și pe cabluri. Și o să, dacă poți să clicăi, o să învățăm făcând și o să învățăm în timp ce facem. Pentru că și o mare parte din chestiile care le știu le-am învățat făcând. Și din câte am văzut eu în jurul meu, cam se învață mai repede dacă pui mâna decât dacă sunt pagini și pagini de teorie. Plus că chiar dacă dai de ceva pasionat, care îi place să citească sau numai să îi se spună, o să învețe tot ce îi spui, dar dacă n-apucă să aplice, nu merge bine. Ca și la mate, ca și la multe alte chestii. Dacă nu te pune să faci probleme după aia să folosești ce ai învățat la oră, nu, cred că nu poți să țină minte numai formule și numai teorie. Așa că o să facem foarte multă practică și așteptați-vă să, cum era și planul în seara asta, așteptați-vă să fiți puși în față repede. Nu am să vă arunc în apă rece. Deci nu o să vă spun, gata, am făcut prima lecție, de mâine tu ești la butoane, să vedem cum faci predica de sâmbătă, să fie sunetul perfect. Am să fiu mereu lângă voi, dar ca idee, nu o să fie ca în învățământul clasic în care cam după ce am trecut prin tot manualul și vă simțiți voi în siguranță, atunci o să puneți mâna pe butoane. O să puneți mâna pe butoane de vreme. Și eu o să fiu pe lângă voi, astfel încât dacă apare o greșeală să o corectăm repede, dar e foarte, foarte important ca să faceți treaba asta la persoana întâi. Nu să aflați povestirile altuia care a făcut el butoane sau video sau alte chestii de aia. Deci multă practică. Thank you. Și evident că făcând practică și făcând practică de vreme, o să facem multe greșeli. Cum spuneam și la începutul cuvântării, ceea ce e absolut ok, că greșelile sunt o chestie din care poți să înveți. Și politica aici o să fie că învățăm din greșeli și dacă se face o greșeală, comentăm greșeala, nu persoana. O să ajungem și un slide sau două mai încolo și prezentarea asta vine dintr-un, am făcut pe Google Docs un director în care am strâns tot felul de materiale pentru echipa media și manualele de la toate echipamentele care le avem și această prezentare e tot acolo și e un director care se numește Postmortems, autopsie în românește, unde am scris, au fost deja 3 cazuri că ceva a ieșit rău și am scris o poveste. Să vedeți că în toată povestea aia nu zice Bogdan a călcat pe fir și aia s-a întâmplat, s-a călcat pe fir și care e problema? Problema era că firul era în drum, aia e problema.
Și deci trebuie luat din drum, s-au lipit bine de pardoseală, s-au făcut cumva. Deci, ca idee, la mine nu contează cine a făcut greșeala, contează să învățăm din ea. Așa, și chestie foarte importantă, natura civilizației în care trăim sau societății în care trăim este că majoritatea chestiilor sunt online. Cum am spus deja, toate documentele media sunt online, deci aveți nevoie de calculator sau de acces la un calculator care să aibă acces la internet. Voi doi înțeleg că aveți și una și alta, nu știu cei care mai vin, deci dacă e cineva care lipsește una sau alta, era ideea să vină la mine după oră ca să nu afle toată sala cine are calculator acasă și, mă rog, vreau să discutăm, să facem cumva, astfel încât să aibă calculator și internet ca să poată, mă rog, să țină pasul, nu se simtă, nu știu, codașul clasei. Bun, deci am făcut un director pe Google Docs care conține toate chestiile astea ca să vă dau acces acolo și intenție să vă dau acces tuturor. Aveți nevoie, deci fie dacă v-ați făcut vreodată în trecut o adresă de Gmail, îmi trebuie efectiv numai adresa ca să vă adaug la listă. Dacă nu și folosiți orice alt provider, nu trebuie să vă faceți o adresă de mail sau o adresă de mail de Gmail. Vă puteți face un cont de Google care e asociat cu adresa voastră de la Yahoo sau de la de unde aveți. Deci A sau B, îmi trebuie acele adrese fie de Google, fie asociate cu Google ca să vă adaug pe listă, să vă dau acces la documente. Nu acum că n-am notepad, dar dacă putem în seara asta, după ce se termină și cu predica, putem să facem schimb de adrese de mail, vă adaug pe listă și o să aveți acces la tot ce am pus acolo și o să vă ajute, pentru că de multe ori în timpul lecției o să spun 3 slide-uri și restul comentariilor sunt acolo scrise de mine și vi le puteți citi în timpul liber acasă. Hello! Așa, if you can please click. Și cum ziceam, da, dacă n-aveți calculator și sau internet, veniți și vorbiți cu mine și rezolvăm cumva. Și aici s-a terminat teoria și trebuia să intrăm în tehnică, dar înțeleg că nu mai, mai sunt 10 minute sau...